Bună ziua, domnule Răzvan Stanca, mă bucur să ne revedem, iată, de data aceasta la târg la Agriplanta, după ce ne-am văzut și am mers împreună la fabrica din Germania. Bună ziua și bine ați venit la standul nostru. Eu o să vă întreb, pentru că am vorbit despre aceste tractoare acolo la fabrică, eu o să vă întreb ce au spus fermierii atunci când le-au văzut aici și, desigur, cei care le-au testat în câmp. Fermierii care au fost cu noi în Laungen, mare parte din ei erau deja posesori al unor tractoare doi sfar și feedback-ul de la ei este mai mult decât îmbucurător. Tractoarele care le vedeți aici deja sunt pe câmpurile noastre de anul trecut. Este adevărat că noua ediție Warrior în culoarea neagră a apărut anul acesta, dar și ediția de anul trecut, care era în culoarea tradițională Deutz, era același tractor practic și feedback-urile de la clienți sunt mai mult decât îmbucurătoare. Eu am să vă întreb, atunci când ați luat decizia să cumpărați mașini și utilaje agricole, ce a contat? Servisul, marca, experiența? Deci un manager bun, un bun administrator de fermă le ia în calcul toate aceste aspecte. Preț, calitatea utilajului și fiabilitatea lui, servisul și alegerea mecanizatorilor care se pot adapta la aceste utilaje performante. A făcut NHR-ul să vă fie mai ușoară alegerea? Adică v-au dat oamenii servisul și tot ce aveți nevoie? Eu lucrez cu mecanizatori de 30 de ani de zile și pe care ne-am format împreună, că nu pot să zic că eu am fost cel care i-am format pe ei. Am învățat împreună cu firmele distribuitoare de tractoare și mașini agricole și vreau să vă spun că mi-e frică să nu fac prea mare propagandă lui Deutz, da? Acest tractor pe care, aceste trei tractori pe care le-am cumpărat este pe pilot automat, mecanizatorul, dar supraveghează, adică trebuie să fie cineva pe scaun ca să poată să funcționeze acest tractor. El are o eroare la împreunarea de lucrări agricole de până la 1-2 cm. Deci are o precizie foarte bună. Numele meu este Gabriela Sava și realizez emisiunea Euroferma. Pentru telespectatorii noștri o să vă rog întâi de toate să vă prezentați. Numele meu este Iancu Cosmin, sunt student în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, la Facultatea de Agricultură și împreună cu tatăl și cu bunicul meu exploatăm o suprafață de aproximativ 1100 de hectare în comuna Grădiștea, județul Ilfov. E o plăcere pentru mine, de fiecare dată caut o moștenire din aceasta de familie. Iată, ați primit microbul agriculturii în sânge și îl duceți cu drag mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această expoziție și ce înseamnă munca în agricultură? Din punctul meu de vedere, o persoană informată va putea face față cu brio situațiilor la care este supus în agricultură. Vedem că an de an situațiile se complică, spre exemplu, anul ăsta este un an atipic, ne confruntăm cu probleme mari, deci secetă, am avut băltiri, am avut ploi torențiale în primăvară, nu am putut efectua lucrările, acum ne confruntăm cu secetă. Ce să vă spun? Fiecare dată vă provoacă vremea, acum da. Nu te-ai fi așteptat să vorbești de băltiri și de secetă în aceeași frază, e complicat. Mai complicat e în teren. Ce aveți la ora asta în cultură? În momentul de față, cum v-am spus și înainte să începem transmisia, avem mare nevoie de ploaie. Pot spune, relativ bine comparativ cu situațiile din țară, din ce am auzit că nu este deloc bine. În momentul de față avem terminată campania de însămânțat culturi prăcitoare și sperăm că în curând ploaia ne va salva. Iar rapița și grâul cum se prezintă acum? Rapița și grâul au suferit din pricina acestor condiții. Producțiile vor fi mult diminuate față de anul trecut. Speranța noastră este că nu am făcut rabat la tehnologie și sperăm ca pierderile să nu fie foarte mari. Iată, aveți în casă, în curte, în fermă, trei generații. Dumneavoastră, tatăl și bunicul.
cum împăcați toate astea? Pentru că dumneavoastră veniți cu o idee, vreți tractoarele cele mai noi, cele mai performante, bunicul zice, lasă că se poate și cu asta. Cum este să iei o decizie într-o astfel de fermă? Exact, deci este pur și simplu, este o nebunie totală când ne punem la masă. Fiecare vine cu câte o idee. Chiar dacă dumneavoastră credeți că bunicul ar fi cel mai conservator, nu este așa. El este cel care mereu ne impulsionează și spune, voi sunteți tineri, voi trebuie să faceți, luați tehnologie. Trebuie, în adevăratul sens al cuvântului, observăm că fără tehnologie nu se mai poate. Avem nevoie de utilaje cu un randament mare, să reducem costurile, să reducem forța de muncă și să efectuăm într-un timp cât mai scurt. Eu o să vă întreb mai departe, că a spus de forța de muncă, în afară de dumneavoastră, câți angajați mai sunt, câți lucrează pe tractoare și cum luați deciziile privind forța de muncă? În ferma noastră, structura, deci nu avem o structură foarte încărcată din punctul de vedere al mecanizatorilor agricoli, pentru că, v-am spus, de an de an, noi tot ce am câștigat, tot profitul nostru în fiecare an a fost reinvestit în utilaje noi, astfel încât să reducem aceste costuri și această nevoie a forței de muncă. Ce mașini și utilaje aveți în parcul dumneavoastră și dacă v-ar mai trebui ceva? În momentul de față putem spune că suntem poziționați destul de bine. Avem în plan achiziționarea unei mașini autopropulsate. Suntem în discuții foarte avansate pentru achiziționarea acesteia și a unei semănători de prășitoare de precizie mult mai ridicată față de ce avem în momentul de față. Și despre angajații noștri, deci noi în momentul de față avem 5 mecanizatori agricoli care lucrează pe utilajele pe care le avem și pot spune că ne descurcăm destul de bine. Aveți un model nou sau favorit? Favorit nu pot să spun, dar nou avem un model nou care este prezentat pentru prima oară în România. Este modelul 6140, un model care a lipsit până acum din gama noastră. Este un tractor în 4 cilindri, dar cu un șasiu mai solid, un tractor pentru lucrările de întreținere, care poate lucra cu utilaje mai grele, dar cu consumuri foarte mici de combustibil. Poveziți-mi un pic, ce putem să-i punem în spatele tractorului 6140 sau 6140, cum i-ați spus? Da, deci este un tractor versatil, este un tractor puternic, dar economic. Putem să punem un plug de 4 trupițe, semănător de 8 rânduri de prășitoare, semănători care sunt grele și tractoarele mai mici au probleme. Putem să le echipăm cu încărcător frontal, cu roți înguste, cu mașină de erbicidat, mașină de mistrat îngrășăminte. Deci este un tractor foarte util într-o fermă și mică, și medie, și mare. Deci este un tractor care zic eu că o să aibă un mare succes în România. Numele meu este Valentin Chirari, sunt responsabil cu vânzări la NHR Agro Partners, lucrez în cadrul firmei de 15 ani. Mândru să fiu un NHR. Da, foarte mândru să fiu un NHR. Este pentru prima oară, o să recunosc, respectatorii noștri, când în cadrul emisiunii noastre facem un interviu despre brandul pe care îl reprezentați. O mică istorie a companiei, vă rog? Da, deci GCB practic a fost înființat în anul 1945 ca o afacere de familie. GCB vine de la James Seely Bamford, dânsul este cel care practic a dat naștere acestui brand. Acesta a dedicat toată viața lui acestui concept, a pornit de la un simplu buldou excavator. Mă rog, la început a început cu practic cu niște remorci, după care a dezvoltat conceptul de buldou excavator. De cât timp reprezentați dumneavoastră acest brand în România? De 12 ani. Cărei categorii de clienți se adresează? Încărcătoare de practic telescopice se adresează tuturor tipurilor de clienți, dat fiind faptul că a devenit indispensabil în orice fermă. Practic, având o gamă atât de largă de încărcătoare frontale, nu mai se face diferențierea între dimensiunile fermei. Având capacități de la 50 de cai și până la 145 de cai, automat ne putem plia pe orice tip de fermă, vegetal, în zootehnie, în absolut toate tipurile de ferme. Practic, în ultimii 5 ani
a luat un avânt considerabil acest încărcător telescopic, astfel încât, practic, putem să pornim de la ferme cu, să zicem, 100 de hectare, bineînțeles până la ferme de peste 1.000, 2.000, 3.000 de hectare. Practic, noi avem o gamă de încărcătoare frontale cu braț telescopic, care însumează vreo 36 de modele, astfel încât efectiv nu rămâne nicio fermă neacoperită din toate punctele de vedere al tehnologizării în fermă. Pentru a păstra un sol bun, putem alege o mașină potrivită la semănat? Din perspectiva fertilității solului, vă pot spune că acele semănători care au, să spun, microgranulatoare instalate și care au capacitatea de a administra fertilizare concomitent cu însămânțatul, sunt întotdeauna de preferat. Este bine de știut că fermierii ar trebui să prefere semănătorile care au instalate microgranulatoare. De ce? Acest lucru permite administrarea fertilizării, da, în mod localizat, chiar și la mai multe adâncimi, da, chiar și la două adâncimi sub sămânță, un lucru care este foarte bun și permite o utilizare mai bună a fertilizantului decât în situația în care împrăștiem pe toată suprafața. Pentru a lucra solul cât mai puțin și cu mai puține tasări, specialiștii în îngrijirea solului recomandă semănătoarea care să aibă și buncărul pentru îngrășământul starter. Da, în portofoliul nostru avem, de la firma Pöttinger avem semănătorile TerraSem, sunt semănători în miriște sau un teren semi-pregătit și avem și modelul în care avem fertilizare, deci buncărul de semințe se poate împărți 60-40% sau 50-50 și putem odată cu semănatul să administrăm și îngrășămintele chimice în funcție de cerințele și de tehnologia clientului. Avem expus un încărcător cu un braț telescopic de 4 metri cu o sarcină de 1,6 tone și este cel de care ziceam că pleacă, practic, acesta este cel mai mic încărcător al nostru, care se adresează fermelor mici și nu numai fermelor mici, dar și fermelor mari, datorită faptului că are niște dimensiuni optime pentru a intra în toate tipurile de capacități de spații de stocare de ferme de zootehnie. După care plecăm cu noul model care a apărut acum 2 ani, 5-2560. Acela este modelul care se numește 1x8x1x8. 1x8x1x8 înseamnă 1x8 lățime, 1x8 înălțime. Acela practic poate să intre în absolut toate spații de stocare mai vechi, astfel încât să optimizeze lucru în astfel de depozit. Unul dintre membrii familiei lucrează pe vreun tractor. Aveți un tractor preferat? Sau spuneți-mi ce aveți, da. Deci, ca să vă spun, lucrăm eu în special, tatăl și bunicul nu, ei sunt mai mult cu dispozițiile, eu mai mult execut. Așa e în orice guvern, unul dictează, execută. Da, eu sunt cel care execută și de cele mai multe ori și eu mă urc, dar din plăcere, mai ales acum utilaj, nu mai sunt condițiile care au fost odată și este o plăcere să lucrez pe astfel de utilaje. Ce mașini aveți în curte? Utilajele noastre sunt, în special, avem de la, pot spune, prietenii noștri NHR Agro Partners. Avem o relație foarte lungă cu ei, an de an am consolidat-o, am mai cumpărat câte un fier de la ei și avem chiar ultima achiziție pe care am făcut-o a fost un încărcător GCB de la ei, care... La ce-l folosiți? Sunt foarte curioasă. Este util unei ferme? Deci pot să vă spun că până acum nu pot să-mi dau seama cum am putut lucra fără un astfel de nu vreau să le fac reclamă, dar nu pot să-mi dau seama cum am putut, ne chinuiam, lucram cu utilaje închiriate, lucram cu utilaje care aveau probleme, se mai strica câte ceva, iar în momentul de față, e al nostru. La ce-l folosiți? La ce-l puneți la treabă? Deci, în primul rând, în momentul în care stocăm marfă, avem niște spații de stocare, nu foarte mari, dar suficiente pentru noi. Și acolo, în principal, acolo este adevărata lui muncă, așa, dar și de altfel îl folosim în câmp când exact, când facem fertilizări, când facem, când însămânțăm, avem semănători mari care necesită încărcarea cu astfel de utilaj.
Am să vă întreb și despre autopropulsată. Iată un nou gadget, să zic așa, pentru ferme. Se poate trăi într-o fermă fără ea? Deci, sincer să vă spun, observăm că acum cam a apărut acest curent al autopropulsatelor. Dacă până acum într-o fermă de 1000 de hectare nu se punea problema unui astfel de utilaj, observăm, eu din punctul meu de viitor inginer, observ o nevoie foarte mare pentru acest utilaj. Deci, sincer, noi îl avem în probe în momentul de față, îl avem în probe de la tot de la prietenii noștri NHR și este un utilaj deosebit. Deci pot să-l spun că, pot spune că este regina fermei. Ce aș vrea să vă spun este că deviza GSB-ului este faptul că primul încărcător vândut este vândut de către vânzător propriu-zis, după care cel de-al doilea este vândut de către service. Acest lucru dă o siguranță foarte mare utilizatorului, mai ales pe noile modele. Încă de 4 sau 5 ani avem un sistem de monitorizare prin GPS, el se numește LifeLink. Acest sistem nu este benefic doar utilizatorului, ci este benefic și nouă, datorită faptului că putem să intervenim la orice cod de eroare, la orice mică problemă, în timp real, datorită faptului că ne apar atât nouă cât și utilizatorului o vanes. Cea mai mică eroare ne-a apărut și atunci noi putem să venim chiar înaintea utilizatorului în... Știți ce problemă are utilizatorul și vă puteți duce cu piesa de care are nevoie. Prin acest sistem de monitorizare nu este vorba numai de service, se monitorizează atât consumul de combustibil, se poate da un punct de reper în care să se vadă exact ce acțiuni au întreprins lajul în ziua respectivă sau în decurs de o săptămână sau o lună, parametrii în care a funcționat utilajul, îl poate ghida chiar cum să-l folosească la capacitate maximă, astfel încât să scoată timp mai bun, astfel încât să scoată consum mai redus de combustibil. Din punctul acesta de vedere, evoluția tehnologică a GCB-ului se mișcă cu pași foarte, foarte rapizi, ceea ce denotă o implicare extraordinară în calitatea utilajelor. Și atunci, bineînțeles, cred că avem utilaje care au ajuns deja la peste 20 ceva de mii de ore, în momentul în care, efectiv, avem acest concept, ca să zic, de buyback, dar oamenii chiar și la 2000 de ore, unii dintre ei nu vor să dea drumul la utilaj, pentru că pur și simplu funcționează încă perfect și de ce ar face acest lucru. Răzvan Stanca, după ce am văzut această combină în Germania, sunt mândră și cred că și dumneavoastră sunteți mândru să vorbim despre ea în România. Da, este prima prezentare a celei mai mari combine a 2 sfar de până acum, 9306, combină care aceasta din târg, care este și vândută, este o combină cu 6 cai scuturători, cu motor Mercedes de 400 de cai putere și cu un bunker de 10.500 de litri, deci este cea mai mare combină din gama 2 sfar și este un model nou produs de 2 sfar începând de anul trecut. Pentru ea avem header de 7,20 m sau de 9,30 m. Poate să fie header de cereale normal sau header VariFeed, adică și cu echipamentul de rapiță inclus. Putem să punem header de recoltat porumb de 8 rânduri, chiar 12 rânduri, la fel și de floarea soarelui. Combina este solidă, este puternică și eu zic că se potrivesc și pentru fermele mari din România. Ce așteaptă un fermier de la o combină? Păi fermierul de la o combină așteaptă să, în primul rând, să fie o combină foarte fiabilă, să nu se strice, să nu-l lase la greu, după aceea să aibă niște consumuri bune pe tona recoltată, niște costuri mici de întreținere, nu în ultimul rând marfa din buncăr să fie curată, fără spărturi și cât mai puține pierderi în spatele combinei. Ați luat fonduri europene? Lucrați să luați fonduri europene? Cum vedeți asta? Încă nu am făcut acest pas. În trecut, tatăl meu a accesat un astfel de proiect, un SAPARD, însă în momentul de față
Sincer să vă spun, observ că este foarte greu, condițiile sunt din ce în ce mai aspre și sincer să vă spun, am preferat să ne dotăm așa an de an, am mai așteptat un pic, am mai așteptat puțin și ne-am luat pas cu pas ce ne-a trebuit și acum practic noi suntem la un capăt al tehnologizării fermei noastre, deci nu știu dacă vom realiza un astfel de proiect. Iar pentru câmp, în ceea ce privește câmpul, iată, lucrăm cu mașini performante, lucrăm și cu niște semințe performante și dacă am descoperit ceva în tehnologie, vă rog. Absolut, fără o tehnologie de vârf, fără produse de top, nu se mai poate realiza absolut nimic. Înainte se mai putea face rabat, se mai putea lasă că merge, acum nu. Tot ce intră în ferma noastră, presupun că și în alte ferme care doresc să facă producții de top, sunt utilizate numai produse, în special semințe cu genetică performantă. Avem parteneri de la Pioneer, în special Monsanto, Biocrop chiar, firme consacrate care nu și-ar permite să facă nu știu, fel și fel de probleme care le-ar păta practic onoarea că deja vorbim de niște branduri, în renume. Exact, niște branduri mondiale. Care este următorul pas pe care un fermier îl face pentru a obține producții mai mari? Iată, în afară de mașini și utilaje agricole, dacă ceva în tehnologie ar ajuta? Noi avem în plan, după cum v-am spus și înainte, achiziționarea unei semănători de prășitoare cu o performanță foarte ridicată. Ei bine, anul ăsta, acum, după cum v-am povestit, care a fost atipic, nu s-a putut semăna, culturile au suferit, au fost întârziate. Noi avem în plan să introducem aceste îngrășăminte starter, în special la culturile de prășitoare, vorbim de floarea soarelui, porumb. Ce pot să vă spun? Până nu vom face pasul acesta al achiziționării semănătorii, momentan este un vis. Dacă ați mai găsit teren, ați mai luat să cultivați? Da, este o întrebare foarte, foarte interesantă. Cum v-am spus, consiliul nostru de familie în permanență are astfel de probleme, de dileme. Eu întotdeauna am fost pentru înmulțire, pentru extindere și sigur, dacă am avea ocazia, deși zona noastră este cam nu prea mai avem posibilitatea să ne extindem, dacă s-ar, totuși dacă s-ar ivi această ocazie, cu siguranță nu am ratat-o.